mai de preț nu e nimic atunci când ești bunic. Când îți dă viața nepoți, ești mai înstărit ca toți. Trăiești cel mai fericit și vezi cum te-ai împlinit. Cum te-ai împlinit pe lume, că-n spatele tău la șurme ai nepoți, te-ai împlinit. Geaba lume n-ai trăit, lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți, te-ai împlinit. Geaba lume n-ai trăit, lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ajută-le bine tine astăzi de ziua ta. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu. Și cineva care te iubește foarte mult astăzi ne-a trimis cu cadouri la tine. Da? Știi cine ar putea fi? Nu? Mai așa, da. Vă rugăm frumos. Cine nu e putinic? Ia să vedem. Cine nu e cine putinic? Zici tu că te iubește cel mai, cel mai tare? Hai să luăm la rând. Mai așa, da. Mai așa, păi, și mami și tati, nu? Vezi mai tare, mai clar. Ba, da? Păi și pe cine alegem? Pe tot. Sau o fi vreo colegă de la școală? Cea care ne-a trimis cu cadouri la tine astăzi? Hm? Ce zici? Să rușină. Hai, vorbești! Bun, frau admiratoare, ceva! Iubiți să da. Da. Deci nu venim din partea admiratoarei. Păi și... Nu, no, păi totuși cu noi a vorbit o fetiță. Cum? Și mama. Nu știu dacă a vorbit mama fetiței, dar a vorbit o fetiță cu noi. Acum vrem să ne dai tu numele fetiței. Cine este acea fetiță care te iubește așa mult? Cezara? Cine e Cezara? Verișoar. A, din partea Verișoarei. A, nu. Nu, că ne-a spus că îl iubește acolo mult. Și aia e mică, nu vorbește, așa că nu are cum. Păi da. Haide să... Ca să-ți dau darurile. Dacă nu ne spui din partea cui, o să-mi iau cadourile și am să plec. Și să știi că am multe daruri la ziua ta. Dar nu știu. Păi spune de la cine. Spune așa. Cine crezi tu? Hai că nu te mai țin în suspans. Uite, o să-ți dau ție ursulețul ăsta. Ne ajuns cu șampanie? Da. Da? Aveți... Aveți... 8? Păi nu se vede că nu mâncași azi dimineață. Nu vrei să vorbești cu noi. Nu du-o pară de bere, n-ai pus, chiar n-are bine. Am eu câteva. Eu cred că mai degrabă nu luă, că dacă luă avea. Ok, dăm acum, 3, să aibă. Stai. Să rușine de tot. Poți să ții așa? Da? Bun. Hai să vedem din partea cui veni. Dragul meu nepoțel, te felicit cu ocazia zilei de naștere și de nume. Azi ai împlinit 8 ani. Fii curajos, deștept, frumos și plin de viață. Nepotul meu, deci din, într-adevăr de la o bunică venim. Dar care dintre ele e decât una? Mai are bunica aici. A, deci o bunică o avem aici. Și doamna bunică e din partea dumneavoastră? Nu. Citim mai departe. Nepotul meu, ești mândria mea. Așa că îmi doresc ca drumul tău prin viață să fie fără obstacole. Visele să ți se îndeplinească, iar prietenii să ți fie mereu alături. Că ai prieteni, ai persoane iubite alături, nimic să nu ți stea în calea fericirii tale. Sănătate, bună dispoziție și noroc, mama Iajana te iubește enorm. Nu-mi găsesc cuvintele pentru a-ți spune cât de mult te iubesc. Mama Iajana nu a putut să fie astăzi alături de tine, dar ne-a trimis pe noi să-i ținem locul. Cu daruri multe! Imediat o să-ți mai aduc eu ce mai am pentru tine, da? Ia, până atunci mai avem o melodie. Ia uite-mă că-i curgi. Bun, ai fost cu minte? Mario,
Îi spunem ceva lui Maia Jeana? Ia. Haide, să vedem. Ce poți tu să-i spui? Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Maia Jeana, pentru toate aluri. Bă, vorbește în chineză! Uite, galul meu, nu aș... Mulțumesc, Maia Jeana, pentru toate... Pentru toate cadourile, lasă-mă! Pentru toate cadourile! Ui. Bravo, tati. Hai să vedem ce melodie avem. O iubești pe Maia Jeana? Da, spune, și ea pe tine. Cât de mult? Maia Jeana, te iubesc foarte mult. Dar nu mai ține baloanele. Te-am pic să te vedem și noi. Da? Să rușim. Astăzi vreau de bucurie, vreau toată lumea să știe, să nasc de-a meu băiat, el mai bogat. Astăzi vreau de bucurie, vreau toată lumea să știe, s-a născut al meu băiat, azi găsit cel mai bogat. Cea mai mare bucurie, cea mai mare bogăție, este ca mea meu băiat, cât de mult l-am așteptat. Cea mai mare bucurie, cea mai mare bogăție, este ca mea. Băi, da, dar fii atent că melodia asta nu e din partea lui bunica Jeana. E din altă parte, avem și din partea lui bunica Jeana melodie. Sigur? Păi hai că avem și din partea lui bunica Jeana. Eu am o întrebare. Eu mai am aici ceva. Ia uite, mai am o perniță. Ia uite. Și pe partea asta avem pozici. Ia uite. O mică. Cadouri. Atâta, nu, cu ăsta o să-l desfac Mario. Ăsta îl lăsăm aici momentan. Ia, vezi ce ai acolo așa. Păi ia și salutați să o vedem noi, ținut de mânere așa. Mânere e cu chiuța. Așa, și pe partea asta altă. Da. El când era mic. Ne arăți și nouă un pic. Ce mic era. Și pe partea cealaltă. Când îți dă viața nepoții și mai înstărit ca
Haide, ne ridicăm puțin. Sus, că mă am cadouri pentru tine. Ia! Unde ai împlinit pe lume, că-n spate e bun. Ne poți să-i însublimit. Ceamă-n vrena, își plăși din grădina vieții. Copii și nepoții, ai nepoți să-i însublimit. Și cu tati îți urează multă sănătate de ziua ta, să crești mare, să fii cu minte și să devii ce dorești tu în viață. Adică bucurești la oi. Da, bun, îmbrățișarea și pupii cu mami. Păi pune. Cum? Așa. Pune lunenea, ce vrei să fii, nu fii mare? Polițist. Da, și prim, și da. Pe primul, cui vrei să iei permisul? Nu? Lunenii. Și... să fii înțelegător, ascultător și tot ce vrei tu, rezolvăm. Rezolvăm, da, tu. Dar cu condiția să ne și asculți. Da. Bun. Băi, Mariu. Bun. Mare, sănătos, cu minte și ascultător. Și să nu uiți că noi te iubim toți. Bunica, fără lacrimi. Păi aici e cu veselie, cu alte chestii, nu cu lacrimi. Da. Dar acum... să vii cu minte să ne ascult pe tatu. Bine. Da? Da. Și să dai cu ATV-ul la hangar cum e repede. Bun. Spune, neni. Bunica îți urează sănătate și să înveți la școală și pe tati și pe mami să-i asculți, să nu mai faci prostiuță, da? Spune, mami, mie l-am făcut. Ba, Mariu, n-a făcut, eu... Să fii cu minte și să mai vii mai duci pe la mine, da? Bun. Să înveți cât mai bine. Că dacă și că dacă nu pe părinții tăi. Da. Să fii cel mai bun polițist. Bravo. Bun. Nepoții. Bun, dar tu nu poți. Jumătatea vieții și vin pe lume nepoții. Omule, ai bucurit, parcă n-ai crescut copii. Le dai din suflet ce vor, te cobori la mintea lor. Cu un leu le faci pe plac, nu te plângi că ești sărac. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit. Lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit. Lași flori în grădina.
grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Se-nvârtește roata vieții, ți-a umplut casa nepoții. Pe genunchii tăi crești și le spui seara povești. Pentru ei și acum aduni să le dai cu două mâini. Cea mai bună bucătură le-o pui lor cu drag în mână. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit. Lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți.